Mă bucur pentru jocul bun care l-am făcut. Cred că am pierdut două puncte astăzi, după aspectul ocaziilor, să zic așa. Am avut ocaziile mai clare. O echipă bună, nu putem să spunem. O echipă care au aliniat jucători 6 sau 7 care au jucat mult la Liga 1. Ce să mai jucători de milioane și voi? Ca și noi știți cum e. Hârtie. Unii alergă după doi iepuri, știți, și știți cum e. În alegi după doi iepuri, s-ar putea să nu prinzi niciunul. Supărat, dar aceste, să zic așa, nu știu, nu e bine să folosesc cuvântul ăsta, dar o să-l fac. Aceste figuri care le au fotbaliștii tineri, cum fac două, trei meciuri bune, noul nu știu cine, noul nu știu cine și o aroganță care nu înțeleg de ce, dar e treaba lui. Eu am discutat și în privat așa cu el, am spus, băi, vedeți-vă de treaba voastră, de fotbal, cel mai important pentru voi e să creșteți bine, nu cu... Au, m-a ciupit, m-a lovit, m-a... Cum a fost Octavian Popescu? La acea fază? Cum a fost Octavian Popescu? Nu prea l-am văzut astăzi. Cred că n-are chef la Liga 3-a. Să stai acolo unde e locul lui sau unde cred ăștia că este locul lor. Faza aceea când va anula golul, pe minutul 15, ați nebunit când ați văzut că dă faul în atac? Nu, n-am nebunit. Dacă v-ați uitat, n-am protestat așa de vehement. Asta a fost decizia arbitrilor. Lăsăm oamenii de specialitate să pronunțe dacă a fost faul sau nu. Eu din punctul meu de vedere, vă spun cum am simțit, vă spun cum mâna pe inimă, a fost gol valabil. Am jucat, eu am lovit mingea, mi-a dat în picior, dacă nu dai ok, nu dai gol, dă penalti pentru noi. Dar asta Bine este. Pentru promovarea. Păi, după cum vedeți și dumneavoastră, se pare că e mai interesantă ca la Liga 1. E interesant acum cu nu e treaba noastră. Pe cine trimit ei, poate să-i trimită pe toți, suntem pregătiți, am fost dacă pregătiți. Dacă vor trimite și la meciul? Păi dacă mă întrebați părerea mea personală, nu e fair play. Adică jucăm, ne batem cu jucători de Liga 3 sau de Liga 1, că au venit toți jucătorii de Liga 1 și dintre ei au jucat aproape meci de meci. Dacă ne uităm la Șud, la Octavian Popescu, Wide, Nedelcu a fost accidentat, Simion, Buziuc, care intră în meci de meci și iau 10 meciuri oficiale, nu e primul meci oficial. Vă dați seama, dar ca în derbiuri, să egalizează valorile atunci când ai determinare, ambiții. Crezi că o să-i mai trimită? Vă spun sincer, am avut și o discuție aseară cu ei, le-am spus, pentru noi nu contează așa de mult meciul ăsta. Am spus, noi astăzi o să jucăm pentru voi, fiindcă noi degeaba dacă câștigam astăzi, nu rezolvam nimica. Noi trebuie să câștigăm atunci la baraj. Degeaba câștigăm astăzi cu 3-0, cu 4-0 dacă ne bat pe CSB-ul la baraj. Dar crezi că o să-i mai trimită Gigi Becali și la baraj? Sunt convins. 100% mie că o să-i convină. Pe final cam mult, până la urmă... Așa sunt meciurile, așa sunt derbiurile, să zic. Acum, ca și un derby ăsta, din câte am văzut, atât de mediatizat a fost meciul ăsta. Dar v-am spus, noi suntem focusați pe ce avem de făcut, o să dăm ultima picătură de energie pentru clubul ăsta și pentru noi, în primul rând, și pentru familiile noastre, să ne fie bine. Un meci foarte agitat, foarte mulți decizii controversate. A fost un meci tensionat, într-adevăr, cu, ținând cont de această situație, era și cumva de așteptat. Dar până la urmă, cred că a fost un meci plăcut, cu multe ocazii de gol, care într-un final, cred că pentru noi s-a terminat fericit, deși după cum a decurs prima repriză ne așteptam la mai mult, ar trebui să marcăm mai mult în prima repriză, însă a fost un meci spectaculos. Mai avut multe de reproșat arbitrajului, am văzut acolo din tribuna oficială, cum a fost faza aceea cu anulat? Nu am avut multe să-i reproșez, ci pur și simplu la golul anulat. Nu cred că am văzut și relorile și nu cred că a trebuia să dea invers, să dea decizia aceasta. Dar nici nu aș vrea să marjez prea mult pe arbitraj. Un arbitru tânăr, într-un meci tensionat, era normal să și greșească. Da, dar era să pierdeți meciul, dar uite, dacă era golul ăla lăsat, nu mai ai trăiat așa periculos pe final. Într-adevăr, cred dar... Adică sunt sigur că decizia a fost una greșită aceea la... Da, cred că... La golul anulat. Așa cred. După ce am văzut pe reluări, sunt mai mult decât sigur că a fost o decizie greșită. Crezi că după rezultatul ăsta FCSB-ul o să mai trimită iarăși jucători de Liga 1 și la baraj? Nu știu ce vor face. Nu vreau să comentez prea mult despre ei. Noi ne vom rezuma doar la echipa noastră și încurajez pe toată lumea
să facă același lucru. Cluburile să vorbească despre echipa lor și nu despre alte echipe.